greutatea crucii. Iați crucea ta și urmează mie. Există o istorioară în care o femeie, istovită de greutatea crucii pe care o avea de purtat, se ruga să-i se dea orice altă cruce, convinsă fiind că oricare i s-ar da ar fi mai ușoară. Ea a dormit și a visat că se află în mijlocul unei mulțimi de cruci culcate la pământ, de felurite mărimi și înfățișări. A pus ochii pe una dintre ele, nu prea mare, ferecată în aur, împodobită cu pietre prețioase. Uite, s-a gândit ea, crucea asta aș putea să o port fără o steneală. Totuși, îndată ce a ridicat-o, crucea aceea a început să o strivească sub greutatea sa. Aurul și pietrele prețioase erau tare frumoase, însă copleșitor de grele. Alături se afla o altă cruce, împodobită cu flori. Ei să știi că asta pentru mine a fost făcută de bună seamă, a strigat femeia, grăbindu-se să ridice. Dar sub florile minunate se aflau spini, care îi s-au înfipt dureros în carne. În cele din urmă a găsit o cruce simplă, fără nicio podoabă, care nu se remarca nici prin eleganța formei, nici prin podoabe bogate, dar pe care era scris cuvântul iubire ridicând-o, și-a dat seama că aceasta era cea mai ușoară dintre toate pe câte le încercase până atunci. Și ce credeți că s-a întâmplat? A recunoscut în ea crucea sa dinainte, care îi se păruse atât de grea. Dumnezeu știe crucea de care avem nevoie și pe care o putem purta. Ne-o dă pe măsura puterii noastre. Noi nu putem judeca greutatea încercărilor trimise asupra altuia. Suferind de lipsuri materiale, de sărăcie, ne uităm cu invidie la cei bogați, fără să ne gândim că aurul și pietrele scumpe pot spori greutatea crucii acestora. Alte vieți ne par înflori sub semnul unei fericiri senine și înfloritoare, dar nu vedem spinii ascunși sub frunzele minunaților trandafiri. Dacă am fi în stare să încercăm toată mulțimea crucilor pe care Dumnezeu le trimite omenirii pătimitoare, ne-am convinge cu siguranță că n-am avea atâta putere să o purtăm pe vrunea dintre ele, în afara propriei noastre cruci, pe care Domnul, în marea sa dragoste, ne-a ales-o. 16 aprilie Făclia lui Dumnezeu Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Atunci când în toiul nopții străbatem un loc pustiu, cufundat în întuneric, cu felinarul în mână, drumul ni se luminează doar pas cu pas. Vedem doar petecul de pământ pe care urmează să călcăm. Astfel, înaintăm treptat și în siguranță, deși în jur este o beznă de nepătruns, până ce ajungem la țintă. Felinarul și-a îndeplinit rostul. Ne-a luminat pas cu pas toată calea. În același chip ne călăuzește și Domnul. Cuvântul său ne slujește drept făclie pe calea vieții. El luminează drumul de sub picioarele noastre, dându-ne această lumină în măsura care ne trebuie pentru a putea înainta în siguranță pas cu pas, zi de zi, spre ținta propusă. Nu întotdeauna strălucește pentru noi soarele. Adeseori ne încurjoară un întuneric de nepătruns, dar ne privind în viitor, ci preocupându-ne doar de prezent, întotdeauna primim de sus destulă lumină ca ziua de astăzi să fie limpede pentru noi. După ce ne-am îndeplinit cu smerenie datoria pe ziua de astăzi, să ne încredințăm Domnului și să așteptăm cu răbdare lumina Lui pentru ziua de mâine. Astfel, înaintând ascultători pas cu pas, și având în fiecare zi drept armă Lumina lui Dumnezeu, vom ajunge în cele din urmă, cu ajutorul Dumnezeesc, la ziua plină de bucurie: Când soarele tău nu va mai asfinți și nici luna ta nu va mai descrește, căci Domnul va fi pentru tine lumină veșnică și zilele tânguirii tale se vor sfârși. 17 aprilie martorul învierii. Și mahrama care fusese pe capul său nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată într-un loc deoparte. De ce atâta grijă pentru un lucru ce nu pare a fi de vreun folos? Mahrama care se afla pe capul lui Isus a fost împăturită cu grijă de mâinile îngerești și pusă deoparte. Această mahramă își îndeplinise deja menirea, acoperind chipul mort al Mântuitorului, iar acum, după învierea lui, părea că nimeni nu mai face trebuință nimănui. Și totuși, îngerii s-au îngrijit și de ea. De ce? Pentru că la Domnul nimic nu se irosește, ci el păstrează chiar și ceea ce purta semnul morții, dorind să își arate biruința și prin aceasta. Dintr-un simbol al lacrimilor, această mahramă s-a prefăcut într-un stindard al biruinței. Începuse prin a însemna nereușita, stricăciunea și moartea. Dar de atunci înainte, avea să vestească slava veșnică și viața cea nesfârșită. Așa se întâmplă și cu multe din lucrurile trăite pe pământ cu durere. Acestea vor apărea în veșnicie într-o lumină nouă. Ne vor învăța să binecuvântăm și să slăvim cele pentru care am vărsat cândva cele mai multe lacrimi. Giulgiul era un lucru legat de moarte, dar a devenit martor al învierii lui Hristos, una dintre dovezile a faptului că acolo zăcuse mortul înfășurat cândva în el, care era deja înviat. Și în viața noastră multe lucruri care păreau moarte lipsite de viață au înviat sub suflarea celui ce nu va stinge feștii la fumegândă care reface cele dărâmate, cele nefăcute până la capători rostite numai pe jumătate, care pe cele nedesăvârșite le aduce la împlinire. Atunci înțelegem că acele clipe care ne s-au părut pierdute ne-au adus de fapt cel mai mare folos. Atunci viața noastră părea că bate pasul pe loc fără scop și fără folos. Domnul ne ducea înainte fără să ne dăm seama și în sufletul nostru se pregătea o cotitură mare hotărătoare. Locul care părea a fi pustie neroditoare a florit în chip minunat. Chiar atunci când ne lăsam pradă deznădești și rătăceam prin beznă, îngerii ne slujeau, scoțându-ne din întuneric la lumină, la lumina cea minunată a iubirii dumnezeiești, în care toate ale noastre, până și cele mai umile, vor străluci cu frumusețe nouă, nestricăcioase.